Ja, nu är på bensinen. Wow, mamma, jag vill så. Wow. Salut tuturor, eu sunt Andrei și am găsit la un nou clip. De această dată o să testăm mașini, pentru că am văzut că pe ultimul live v-a plăcut destul de mult, iar astăzi am adus și un invitat special aici, Noris de față. Are o problemă la calculator sau la curent, ceva de genul. De-aia acum e de pe telefon și stăm pat. Sperăm să ne adorm în acest clip. El o să fie băiatul cu timerul și o să ne țină aici evidența la timer. O să testăm câteva mașini sport, printre care un Lamborghini, un McLaren, Logan, Mercedes. O să testăm și mașina lui Shelly. Nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like să faci noi la acest clip. Câte like-uri, Noris? Ia zi. Peste 1500. Peste 1500 de like-uri, zice Nori. Și nu uitați, dacă sunteți noi, să dați acolo pe butonul de subscribe și pe clopoțel. Și haideți să începem. Pornim motorul. Cam așa arată Lamborghini-ul. Este prima mașină pe care o să testăm, un Lamborghini Huracan. Suntem în City Car Driving. Am uitat să zic, dar cred că deja știți treaba asta. Să ne punem centura ca să fim siguranță pe primul loc. Luăm una de mână și îl băgăm în drive. A few moments later. Hai să mă pun pe poziție, Noris. Uite aici, că aici începe să fie drumul drept. O, nu. N-am lovit-o. Mamă, ce drift a fost ăsta. Ok, testăm și cum face drift fiecare mașină. Am înțeles, n-am văzut-o pe aia. N-am oglinzi să mă uit, asigur că lumea. Stop aici. Ești pregătit, Noris? Da, acum am timerul aici, haide. Deci, băgăm în drive. Și 3, 2, 1 și bam. Suta. 388. Da. Hai să mai încercăm o dată și facem și cu 200 de data asta. Hai. Obțin turată de data asta. Și bam. Suta. 275 suta. 275? Da, acum scrie jos acolo, am crezut că dăm pe tură. Am făcut. Ok. Hai să facem 0-200. Ești gata? 0-200. Da. Deci tot turată o țin. Turată și drive. Se dai lap în 3-2-1. Și e dat lap? Da. Ok, și 200 în... acum 8-60. Da. 200. Da. Și 3-0-8. 3-0-8. Am înțeles. Bă, e destul de ok. O să ținem cont de asta, o să vedem care dintre toate mașinile pe care o să testăm în acest clip o să fie cea mai bună. Acum pe listă avem un BMW F90 M5. Și, guys, vreau să spuneți în comentarii care dintre toate mașinile pe care le-am testat este preferata voastră. Ce ați alege dintre toate mașinile astea pe care le testăm, pentru că sunt toate mașini super caruri și super mișto să le ai, dar destul de scumpe ca să le întreții și să le cumperi. De asemenea, cum e Noris acolo în pat? Ia zi. Cum i-a dus. Frumos. Respect. Mamă, uite ce mișto are interiorul. Și îmi place că în jocul ăsta chiar e mișto făcut interiorul și tot. Uite, suntem cu o mașină automată, tot automat. Și ia să ne uităm așa la interior. La exterior cum arată? Mamă, la exterior arată top. Ești nebun. Păi, na. Cum să arate așa? Bam, băgăm în drive. O testăm puțin. Mamă, cum se duce. 100 am făcut deja. Super. Dar se cam, nu, se cam duce sunetul la motor. S-a cam dus sunetul la motor. Ia uite ce linie. Zici că nu e pe benzină. Mamă, ai văzut? Mamă. Wow. Opa. Mamă. Hop, frână. Mamă, dar n-are frâne. Mamă, ce frâne are, zici că n-are. Bam, turată. 3, 2, 1 și... suta. 2.55. Hai să mai zic o dată, cred că am zis prea devreme. Ok. 3, 2, 1 și... suta. Am zis mai prea devreme. 2.96. 2.96, așa mare diferență. Cred că vreun 2.80 cred că are, ceva de genul. Hai să testăm și mașina asta cât are, 0.200. Hai, dau cu tură. Da, hai. Ok, zic. 3, 2, 1 și... suta. Dai. Și 200. 9.3. Da, 9.3, a făcut mult mai greu, s-a simțit. 9.3, deci a făcut mai repede 0-100, dar mai greu 0-200. Ok,
Următoarea mașină o să fie mașina lui Shelly. Hai să trecem la mașina lui Shellyca. Aș vrea un CLS dacă se poate. Mercedes CLS 2019. Hai că e bine. Hai să vedem cât de bine seamănă ca în viața reală. Oh my god. Mamă, cum arată. Mamă, dar chiar așa arată și la parcă la Shelly. Da. Cu tableta asta imensă, mare. Da. Exact. Bam. Bă, e mișto, hai să ne punem centura. Tragem frâna de mână și o băgăm în drive. Ok. Hai să vedem față de mașinile astea, Sport, BMW și Huracan, cum se descurcă mașina lui Shelly. Mamă, văd că e ok. Hai să vedem și la exterior cum arată. Bă, așa arată și viața reală, nu? Ma. Dar te-ai văzut să duce când am, bă, ce am fost frână? Mamă, dar cum arată? Bă, arată mișto, n-am ce zice. Ai vrea un CLS, Norris, nu? Aș vrea, chiar aș vrea. Mamă, cât de șmigă arată. E un CLS 5.3 AMG, pachet AMG. Ia uzi. Ok, hai, ești pregătit? Stai, că trebuie să mă pun aici la bord cum trebuie. Și să pornesc motorul, cineva. Am murit motorul. Gata, am avut și motor. Așa, gata. Dă-i în drive. Dar am impresia că asta o să fie cea mai slabă, nu știu de ce am impresia. Da, și eu cred. Nu știu că Sky putere are. Mercedes cu BMW 5 și Bugatti. Bine, și da, totuși Mercedes e mai mult pentru lux, confort, nu neapărat sportivitate, da, nu așa? Dacă nu e AMG de la nebun, 20. Da. Hai, 3, hai că-l țin turată. 3, 2, 1 și... Suta. 3.41. A făcut sub 3.5. Oricum e foarte mult. Adică în viața reală te-ar fi băgat în scaun în toate mașinile, oricum. Asta e clar. Bam. Hai să testăm și 0.200 cu mașina asta, Norris. Hai. 3, 2, 1 și... Mamă, hai că 200, da. 13, cred că am făcut vreo 12.5, dar mi se puțin mai greu. Bă, da, cam greu e așa, cam greu e așa. 13 secunde. Hai să testăm ceva la rangul de ce am testat până acum. O să testăm și un Logan clasic, o să vreau să testăm. Dar puțin mai încolo, mai întâi vreau să mai testăm niște supercaruri. Un McLaren, ia uite mă, pe McLarenul ăsta. O, McLaren. Mamă, cum arată McLarenul ăsta pe interior. Și pe exterior e cam bine. E exact 20 de pe GTA 5. Băgăm în drive. Mamă. Opa, că s-a dus, ești nebun. Dar dacă îi dai talpă direct, se cam duc toate așa. Să dai și tu mai ușor. Le dau talpă la toate direct. Andrei le rupe bujia, ce să mai. Da. A, deja am 200. A, e chill. E chill. Am murit, by the way. Nu, asta e insane, McLarenul ăsta. McLarenul ăsta e insane, guys. Nici el nu prea stă bine pe frâne, dar hai să vedem. Ești gata? Okay. Da. Durată, 3, 2, 1 și... S-a băgat BMW-ul în fața mea, mă, m-a trolat BMW-ul. Doamne, bă, cum să mă troleze BMW-ul? 3, 2, 1 și... Dar face derapaj, mă, nu-i combinație, nu. Hai, bine, porneți de pe loc. Hai, 3, 2, 1 și... 100. Ce vorbești? 2.50. 2.50, cea mai bună de până acum. 2.50, deci se apropie, mamă. 2.5 secunde, bă, voi dați seama cum se simte asta în viața reală? Hai încă o dată cu 0.200, ești gata? Ok. Deci 3, 2, 1 și 100. Hai. 200. 6.7. 6.7 a făcut mai slab decât Huracan. Dar nu știu exact cât a făcut Huracanul. Poate a făcut că la nu știam exact cât a făcut, dar poate a făcut cât Huracanul, nici nu știu exact. Ok, băi, e destul de bine, n-am ce zice. Oricum, și mașina lui Shelly că e ce trebuie, n-ai ce zice. La lux e tot ce trebuie. Hai să vedem acum. Deci, testăm un Logan. Hai cu Loganul. Hai cu Loganul, să vedem de ce e în stare.
Deci avem un Logan, guys. Un Logan, știți? Eu zic că face față, mamă, deci 1 secundă, nici nu ne apucăm să... 100, 2 secunde, 200. Într-o secundă le face pe toate. Hai să vedem acum cât timp face 0-100. O să fie destul de amuzant 0-100 cu Loganul. Dar uitați cum arată Loganul, frate. Exact ca în ce viața vorbești reală. Oricum e interiorul vechi de la Logan, dar e mișto măcar că e Logan. Cam așa arată pe exterior Loganul, exact ca în viața reală. Prima manuală din acest clip. O dăm cu altăia. T-o băgat în scaun. În pernă m-a băgat. Ușor Andrei cu Loganul, că mă bagă în pernă. Am făcut 100. Face și el 60 la mare. Mamă, uite cum face. Zici că-i barcă. Zici că-i barcă, adevărat. Hai să vedem, eu zic că face, acum realist, eu zic că face 6. 6 secunde? 6 secunde 0-100. Ok, hai. Tu cât zici? Eu zic în 7. 7 secunde? Ok. Hai să vedem, poate să fie 6,5. Ok, hai. Deci gata, 3, 2, 1 și... Nici nu știu dacă să mai schimb. Nu mai schimb. 100. Cât a făcut? 11.67. Nu știu cât face în viața reală. Hai să mai încercăm, nu știu, să mai să schimb mai mult, să nu schimb așa mult, să o las în a doua. Nu poți să-mi ajungi cu... Am ajuns în a treia, să schimb în a patru. Hai să circ turatul. Gata, 3, 2, 1 și... Hai. Știu că poți. Suta. 11.13. Mai bine să mai rocăm, uite cât de este ultima dată. Cred că, nu știu, dar oricum cred că mai bine vreun 11.10, așa. Am înțeles. Bă, e binișor pentru un Logan, e mișto, e caterică. 0-200, nici nu mai dăm, că suntem în episodul, nu mai avem minute. Nici nu știu dacă face 0-200, dar în viața l-a ajunge la 200 Loganul. Nu? Ajunge, cu greu, dar ajunge. Ajunge, în pantă aia zi. Să mai testăm un Bugatti. Eu mă cac. Nu. Deci guys, că am dat cu acest clip, Norris e la toaletă. Ok guys, Norris a murit în toaletă. Eu am fost Andrei. Cred că am dat cu acest clip. Nu uitați dacă sunteți noi și dacă mai vreți clipuri. Alo? Cu... Ce ai, mă? Norris? Alo? Alo? Ți-a murit netul? Alo, m-auzi? Da. Bine, pa! Să spuneți în comentarii ce mașini supercaruri vreți să mai testăm pentru următorul clip. Poate testăm un Bugatti pentru următorul clip. Dar, Norris e în baie. Și cam am tăvâns cu acest clip. Ciao!